Vii să-l ceas liber, iar asta îmi rămâne când nu am vrut. Astăzi, eu sunt la un mall în Las Vegas. Sunt la Fashion Mall. La Fashion Mall, ceva de genul, da. Și am venit să-mi iau niște Adidas. Și uite, acum mama este mai în față, că am venit cu mama. Dă. Acum am venit cu mama. Și am venit aici ca să-mi iau Adidas. Și uite, acum căutăm Foot Locker sau Shoe Palace sau Journeys, una din alea trei, ca să vedem care vrem. Prima oară o să mergem... Unde este? Prima oară o să mergem la Foot Locker, pentru că de la Foot Locker mi-am luat majoritatea încălțămintea mea. Majoritatea Adidasilor, majoritatea la încălțări ale mele, nu știu cum să explic, dar mă rog. Și uite, acum o să merg la Foot Locker. Uite aici Foot Locker. Dacă vă... Mi-am luat și o husă acum. Mi-am luat o husă mat gri. Uitați, le-am ales pe astea. Și acum le voi proba. Ok, deci îmi vin super bine. Trebuie să-i provez pe ceilalți. Pereche super mișto pe care mi-a plăcut. Dar o să vă explic de ce nu le iau. Deci uitați, acesta este cu o chestie. Și când este cu o chestie de arici. Și când îi cumperi, vine cu mai mult, cu inimioare, cu chestii care scrie ceva, dar nu știu. Și este cu arici și mi se pare super mișto. Și uitați, ăsta negru la fel. Super mișto cu arici. Dar pe ăștia negri nu o să-mi iau, pentru că vine vara și... Da, o să încerc să, o să port culori mai deschise vara. Și poate o să-mi iau pe ăștia mai la iarnă. Și pe ăștia roșii nu o să-mi iau, pentru că am deja o pereche fila roșii. Și degeaba să-mi iau unii roșii cu arii, dacă deja am unii roșii normali. Grei și prea mari. Și ăștia mi-au plăcut super mult, dar tot la fel, prea grei și prea mari. Ăștia vreau să-i cumpăr, dar cum am zis, erau prea grei și prea mari. Here, 135? 135. That's it? Yeah. Then you want... $1, $2, $3, $4. Thank you.
Thank you. Ok, deci n-am mai trebuit să mă duc la 3 magazine, pentru că deja mi-am găsit ce-am vrut și da. Deci cam uităm de vreo jumătate de oră Panda Express. Mă doare foarte tare mâna. Deci am încercat să schimb, dar mă doare și mai tare cealaltă mână. Și mă doare degetul mic. Foarte rău. Uite, food court! Deci, vă jur că... Au! Au, ce m-am lovit! De vreo jumătate de oră, tot caut Panda Express. Este un fel de McDonald's, dar e Panda Express și e mult mai bun. Deci nu mai pot. Dacă nu-l găsim acum, mă dau bătută. Panda. Unde e Panda Express? Uite, bă, Panda, în sfârșit! Dar, suc și gheață. Bani. Is that a water cup? Thank you. Aolo! Vrei să stai călăie? Thank you. Deci, sunt plină. Uitați, aceasta este bunătatea de Panda Express. Foarte bun. Ok, deci uite acum am plecat. Acum ieșim din parcare. Și acum o să mergem acasă. Ok, uitați, așa este.